v-am regăsit! Cu mare drag vin din nou în casele dumneavoastră, vă iau de mână și unde călătorim, în lumea poveștilor din turn. Este toamnă, un anotimp al culorilor, al bogăției. Știți, fiecare avem povestea noastră și toamna are povestea ei, sau mai bine zis, poveștile ei. Frunzele colorate sunt atât de frumoase în dansul lor, dar o frunză vine cu povestea ei. Emilia Plugaru scria Frunza curajoasă. Haideți în lumea poveștilor din turn. Se leagănă pe ramul înghețat, dar se ține din toate puterile să nu o ia vântul, să nu o strivească gerul. Nu se va da bătută cu una cu două. Pentru nimic în lume nu-și va părăsi ramul. Arborele a rămas dezgolit. Ar fi prea de tot să-l părăsească și ea. S-a născut, a crescut, hrănindu-se cu seva lui și e datoare să-i arate recunoștință. Gerul și vânturile reci au sucit-o, au ruginit-o, au încrețit-o, încât nu o mai recunoști. Cât de frumoasă era când abia se desfăcuse din mugur, cât de frumoasă era când soarele îi turna prin vinișoare aur și aramă. Ei, dar vedeți voi, cele trecute sunt bune trecute. Nu-i pare rău de nimic. Bineînțeles, ar fi putut să plece cu surioarele sale atunci când vântul le-a smuls rând pe rând, le-a purtat în brațe ca pe niște păsărele, apoi le-a așternut jos, la rădăcina copacului. Acum toate dorm sub plapuma de zăpadă. Probabil se simt bine, nu au nicio grijă, fiecare însă cu soarta sa. Ea și-a ales singură soarta. Nu a știut niciodată ce înseamnă adevăratul frig. Acum o știe, o știe din plin, nici singurătatea nu a știut ce înseamnă. Ea rămâne alături de ram, însă ramul mereu rămâne tăcut. Își amintește cu nostalgie de zilele când foșnea fericită împreună cu celelalte frunze la fiecare adiere de vânt. Șușoteau, șușoteau și doar înainte de furtună tăceau mulc. Furtuna trecea, trecea și spaima și iarăși se puneau pe șușotit. În hainele lor se adăposteau, dragii mei, mulțime de păsărele și ce frumos, ce frumos mai cântau acestea, fiecare la revărsatul zorilor. Cântătoarele au plecat, au rămas doar câteva vrăbiuțe care uneori se așează pe rămurica sa. Priviți, zise una din vrăbiuțe într-o zi, o frunză foarte curajoasă. E aproape la fel de curajoasă ca și noi. Și de ce, mă rog, e curajoasă? Nu pricep o altă vrăbiuță. Păi cum de ce? Nu o fi oare un act de curaj faptul că a rămas alături de arbore, înfruntând gerul, zăpada și vântul? O fi, numai că... cine are nevoie de asemenea curaj? Credeți că frunza asta prostuță folosește la ceva? A, bine că nu. Arborele a avut nevoie de frunze atunci când risca să fie uscat de arșiță. Imediat ce riscul a trecut, s-a descotorosit de ele. Cât de mult au durut-o vorbele acelei vrăbiuțe. Îi trecuse prin gând chiar să se lase smulsă de vânt și ar fi făcut-o dacă nu auzea glasul ramului. E mult de când nu a mai scos o vorbă, șopti el. Noi, ramurile, bucuriile și tristețile noastre le trecem în tăcere. Nu ne este în fire să ne exteriorizăm emoțiile, să râdem, să plângem,
Acum însă, când te văd atât de abătută, trebuie să-ți vorbesc. Vreau să-ți mulțumesc. Îți mulțumesc pentru curajul de care ai dat dovadă. Recunoștința ta mă copleșește. Te rog, te rog să nu pleci. Te voi ajuta să reziști până la primăvară. Iarna își are farmecul ei. Vei vedea lucruri minunate. Rămâi. Acestea au fost unicele cuvinte pe care le-a spus Ramul. De atunci, să știți că nu i-a mai vorbit. Dar ea știe, doar el o ține să nu fie smulsă și dusă de vânt. Când au căzut primii fulgi, a înțeles că a nimerit într-o lume de poveste. Nu mai simțea nici frig, nici singurătate. Era fericită, se juca cu fulgii, îi prindea în haina sa, vântul îi scutura. Dar veneau alții și alții și alții. În fiecare zi vrăbiuțele și câțiva porumbei se așează alături să mai sporovoiască sau să privească la copilașii ce alunecă cu săniuțele pe derdeluș. Oh, veselia copiilor e atât de molipsitoare încât uneori, știți, îi vine și ei cheful să coboare de pe ram, să alunece peluciul zăpezii. Noaptea se înveselește. Apoi se învelește cu o plapumă albă din fulgi, dar niciodată nu-și trage plapuma până peste cap, căci nu-i place. Ei place enorm să privească cerul. Vara nu a reușit să vadă cerul înstelat, era acoperită de alte și alte frunze. Acum însă, îi se deschide în față frumusețea, strălucirea stelelor și a lunii în toată splendoarea lor. Iar lucrul cel mai interesant e că uneori se vede zburând prin spațiu, ajunge până la o steluță, steluța îi dăruiește din căldura sa, se întoarce la ram, împarte cu el căldura și în felul acesta are încredere că este de folos. Și uite așa, dragii mei, trec zilele, nopțile, până când, într-o bună zi, soarele începu să strălucească puternic. Se topește rapid zăpada, apoi lucrurile se schimbă cu repeziciune. Din pricina luminii și a căldurii, bătrâna frunză adoarme. Se trezește doar când aude alături un foșnet bine cunoscut, însoțit de ciripit de păsărele. Fâș, fâș, fâș! Abia te șoptesc micile frunzulițe proaspăt născute din muguri, căci afară e din nou primăvară. Priviți! Priviți o frunză veche, veche și bătrână. Eu nu vreau să ajung ca ea, zice o frunzuliță mică, mică. E atât de, nu știu cum să zic, e atât de încrețită și atât de colorată și atât de veche. Chiar o să fim și noi la fel? Nu-i răspunde nimeni. La urma urmei, ce importanță are? Acum sunt tinere și frumoase, vor acoperi copacul, îl vor proteja de arșiță, de furtunii, de fulgere și atât timp cât în fiecare primăvară pe ramurile lui vor răsări alte flori, alte frunze, asta va însemna că arborele continuă să trăiască. Și anume ele, frunzulițele tinere, sunt dovada că el este viu. Bătrâna frunză le zâmbește, fericită. Știți, nu fiecărei frunze îi este dat să-și vadă nepoatele. Acum nu mai are ce face pe ram. Se uită fericită la ele, le zâmbește și le spune: eu vă iubesc și aș vrea doar ca viața să vă dea nepoate și nepoate. La prima adiere de vânt se lasă smulsă. Vântul o rotește prin aer ca pe o păsărică, apoi o așează cu grijă alături de suratele sale smulse încă de cu toamnă. Frunza cea curajoasă nu are nicio îndoială. Va veni timpul când se va naște iară. Va fi frunză sau fir de iarbă sau floare? Cine poate ști? Ați auzit? Alături cu mine și cu frunza curajoasă
Este și cățelușul. Cățelușul nostru care știți ce face? Aleargă prin culori, îmbrățișează frunzele, se ia la dans cu ele și se bucură. În inima lui e toamnă, e culoare, e soare. Vă îmbrățișez cu drag și nu uitați, vă aștept în lumea poveștilor din turn.